După o zi de foc, Universitatea Ovidiu Sare un nou rector. Profesorul universitar dr. Sorin Rugin a câștigat alegerile în fața contracandidaților Doina Catrinoiu și Ana Rodica Stăiculescu. În cele trei secții de votare au votat peste 90% dintre alegători cu drept de vot. În următoarea perioadă vom transmite rezultatele alegerilor la Ministerul Educației, pe care așteptăm confirmarea noului rector să vină din ordin de ministru, iar noul rector va hotărâ care sunt principalele mișcări și schimbări, dacă va considera de cuvință să le întreprindă. În primul rând, știu că trebuie să numească câțiva prorectori, pentru că este de competența dânsului și la această oră sunt aliți. Aveam un rector interimar și doi prorectori. Și sigur că aici dânsul va hotărâ ce strategie va adopta. Noul rector al Universității Ovidiu s-a câștigat alegeri la o distanță de peste 100 de voturi. Sorin Rugin a fost votat de 375 de persoane, în timp ce Doina Catrinoiu a primit 240 de voturi, iar Ana Rodica Stăiculescu a obținut 78 de voturi.